Conducerea Consiliului Județean a vizitat rând pe rând căsuțele amenajate de către fiecare primărie. Edilii localităților împreună cu consilierii le-au povestit despre tradițiile, dar și despre dezvoltarea economică a fiecarei localități. Vizita s-a transformat rapid într-un adevărat festin culinar, asezonat cu cântece populare, dans și multă voie bună grație ospitalității gazdelor. Bine ați venit la standul nostru. Plăcinte cu varză. Plăcinte de care ai? Domnul Lăcovă, știu că vă place. Da, luați una. Eu aici vreau să mănânc o jumare. Da, pâinea, fete. Mănânci dulce și prima dată jumări. Dar faine jumările. Așa-i? Aici le-am făcut. La mulți ani. Da, faine. Să rămâne la mulți ani. Prezentăm tradiția noastră, obiceiul și cel mai important, pălinca și bacele. Și pchita de mălai și zestul. Haide, am găsit. Felicitări. Și succes. Bem o pălincă și mâncăm trei bace, că altfel nu e de haznă. După ce... Vai, da, bine arată. E a rupe din ea. Mătușele noastre, azi noapte o frământat pita. Toate noapte o frământat și-au cupor. Azi dimineață o scos-o din cuptor. Asta se numește potit administrativ. Edilii s-au pregătit mai bine în acest an, iar diferența a fost observată și de organizatori care au mulțumit primarilor pentru felul în care au înțeles să își promoveze localitățile. Singurul regret a rămas acela că bucatele pregătite la fiecare căsuță au fost mult peste posibilitatea fiecăruia de a le degusta. Mie mi se pare ediția a doua mai reușită ca și prima ediție. Sigur, fiecare a învățat din experiența anului trecut, dar remar la fiecare că încearcă să scoată în evidență originalitatea, ceva specific, ceva diferențiat unul de la altul. Și asta e ceva extraordinar de frumos. Păcat că noi, într-adevăr, nu putem, mai ales pentru tradiția culinară, să facem față la ofertă. Sunt foarte bine pregătite, sunt foarte frumos împodobite. Fiecare primărie a adus tot ce au mai frumos, obiceiuri, tradiții, atât culinare cât și culturale. E fantastic. Chiar nu pot să alegi o sau alta că este mai frumoasă, fiecare este cu obiceiurile ei. Sperăm din suflet să ne lase natura, pentru că este o zi minunată și după cum ați văzut, am trecut până acum în revistă vreo 10 căsuțe și abia suntem la început de drum și deja stomacul e plin. Este deosebit, e o pregătire excepțională, îi felicit pe toți primarii și, bineînțeles, consilierii locali care participă aici la această noastră acțiune. Căsuțele sunt foarte frumos amenajate, păcat că noi nu rezistăm să bem și să mâncăm cât ni se oferă. Oricum, este o imagine extraordinară a județului și sperăm ca să perpetueze încă mulți și mulți ani de acum această inițiativă. Primarii s-au dovedit gazde ospitaliere pentru toți cei care au vizitat standurile amenajate cu multă trudă și au mulțumit pentru șansa oferită de a prezenta județului întreg propriile datini și obiceiuri. Absolut, toate standurile sunt extraordinare. Sigur că pe partea aceasta au fost preponderent standurile din țara Oașului și ne bucurăm că efectiv de data aceasta au reușit împreună să ne promovăm și să ne completăm tradițiile și obiceiurile atât de frumos. Și pentru noi e o onoare să participăm la ziua județului. Practic, suntem partea acestui județ și dorim prosperitatea lui. Și această organizare e un exemplu al prosperității județului nostru. Doresc la mulți ani tuturor sălmărenilor. Mai bine de 3 ore le-a luat oficialilor să parcurgă întreg sensul giratoriu în așa fel încât să ajungă la fiecare localitate și să stea de vorbă cu toți cei care au venit să își promoveze tradiția.